Comandița Bias și astăzi vă arăt cum creăm o lecție pe platforma Edpuzzle. Voi accesa edpuzzle.com și pe această platformă pot să găsesc, conform intereselor pe care eu mi le-am manifestat în momentul în care eu am creat contul. Mi-am creat un cont de profesor și voi găsi subiecte de știință, pentru că acestea mi le-am setat eu la început. Voi da să avem aici limba română și mă duc aici unde este conținutul meu. Aici, la conținutul meu, eu am câteva filmulețe, printre care acesta, presiunea hidrostatică, la care eu am făcut câteva copii pentru a putea edita acele filme. Ia să vedem, accesăm unul dintre copiile acestea. Le pot atribui, deci noi putem atribui aceste filme și o să atribui filmul clasei a 7-a. Și vor apărea toți elevii cărora eu le-am atribuit filmul și modul cum ei au parcurs filmul. Am aici butonul să prevenim săritul, adică nu pot să sară peste vizionarea filmului și trebuie să-l vizioneze până la capăt. Am atribuit deci clasa a 7-a. Pot să editez acest film. Așadar, voi edita filmul meu. Pot să îl tai și voi tăia o bucată de la început. Filmul meu are voce, este înregistrat cu voce, dar eu voi tăia o bucată până aici. Așadar, pot să tai o bucată în felul acesta. De asemenea, pot să tai o bucată de la finalul lui. Pot să adaug o tăietură undeva într-un loc pe care mi-l aleg eu, undeva la mijlocul filmului, poate adaug aici tăietură și durata acestei bucăți pe care doresc să o tai, motivele pentru care tai acest film, s-ar putea să nu-mi placă imaginile pe care le-am inserat în film, s-ar putea să nu-mi fie utile pentru lecția pe care eu o derulez la clasă. De data aceasta am să resetez, las filmul așa cum a fost, iar dacă nu, pot să finalizez. Și atunci îmi vor rămâne bucățile pe care eu le am aici. Am decupat două bucăți. Cele două bucăți vor fi unite și vor forma un singur film. De data aceasta resetez și rămâne filmul așa cum a fost. Voi putea adăuga o voce din exterior. Ia să vedem noi. Avem o voce în exterior. Unde să adaug eu vocea? Păi vocea am să o adaug la secunda. Să se deruleze filmul. Ia să vedem. Presiunea atmosferică influențează. Presiunea atmosferică sau... Opresc filmul și în acest moment aș putea să pun o întrebare. Mi se spune să încep înregistrarea și înregistrarea mea constă în întrebarea pe care doresc să o adresez elevilor și întreb așa, dacă presiunea atmosferică influențează presiunea hidrostatică. Finalizez această înregistrare și o să vedem noi când va apărea în cazul nostru această înregistrare din afară. Vom vedea cum se derulează. Pot să adaug pe filmul meu întrebări. Și aceste întrebări sunt în felul următor. O întrebare cu răspunsuri multiple. Să adaug o întrebare cu răspunsuri multiple. Unde doresc să fie întrebarea cu răspunsuri multiple? Poate că vreau să fie la secunda, aici, în momentul acesta, să fie întrebarea cu răspunsuri multiple. Filmul se derulează. Și care să fie întrebarea? Care sunt factorii de care depinde presiunea hidrostatică?
Sper că elevii, până la momentul acesta în care au urmărit filmul, pot să răspundă la întrebarea aceasta. Și am să pun aici densitatea, viscozitatea. Pot să mai pun un răspuns, adaug o altă opțiune, lungime. Nu știu, este răspuns real. Unul dintre răspunsurile adevărate sunt densitatea. Ar putea fi și viscozitatea, dar elevii noștri învață despre densitate. Și salvez această întrebare care îmi va apărea la minutul la care eu am adăugat-o, la minutul 1 și 16. Și acum să continuăm. Pot să adaug o întrebare deschisă. Pot să adaug o întrebare deschisă și o să văd unde o pot adăuga. Ia să pun eu întrebarea deschisă aproape de final. Întrebare deschisă. Cum influențează presiunea hidrostatică viețuitoarele marine? Și aici elevii pot răspunde vocal, deci printr-un răspuns adresat cu ajutorul unui microfon acționat de elevi. Așadar, voi apăsa aici, voi acționa aici butonul acesta pentru a permite răspunsuri audio. Și unde mi-este întrebarea? La final am adăugat întrebarea și o să dau eu salvare. Vă rog să vă uitați cum îmi apare aici la minutul 3:52, îmi apare întrebarea deschisă. Și am să continui. Vreau să adaug o notă, adică o observație. Unde să adaug eu această observație? Păi observația o adaug mai la început și le spun elevilor să urmărească, deci urmăriți cu atenție, urmăriți filmul la minutul 2. 200. Urmăriți filmul de la minutul 2, am să zic, de la minutul 2 și am să dau eu aici salvare, să mi se salveze aceste note și acum pot să finalizez aceste editări pe care le-am făcut asupra filmului și pot să urmăresc rezultatul obținut. Ia să vedem noi ce am obținut. Voi începe filmul. Bun găsit! Sunt profesor Mândrița Baias. Bineînțeles că el se derulează în ritmul în care eu l-am setat. Vom da definiția presiunii, unități de măsură pe care le cunoaștem și corespondența în greghele. Observați, am ajuns la secunda la care eu am inserat această notă. Și nota îndeamnă elevii să urmărească filmul de la minutul 2. Pot să trec peste această notă, pot să o revăd sau pot să continui. Așadar, continuă filmul nostru. Soare presiunea. Ce e până acum? 9,9 metri pe secundă la pătrat. Am ajuns la secunda la care am întrebarea cu alegere multiplă. Observați că trebuie să aleg un răspuns sau să ocolesc răspunsul acesta. Am să ocolesc răspunsul, dar pot de asemenea, uitați-vă, dacă acționez răspunsul corect, îmi adaug butonul trimite. Dacă anulez, pot să ocolesc această întrebare. De data aceasta am să ocolesc întrebarea, pentru că a trimite va fi ușor. Așadar, când se derulează filmul meu în continuare. Am să sar peste tot filmul, pentru că îl veți vedea dumneavoastră. Așadar, tot filmul se derulează în fața elevilor. O să ajung la secunda
3, că presiunea crește cu cât. Am ajuns la secunda 3, la minutul 3 și 52 de secunde și aici am întâlnit întrebarea deschisă. Cum influențează presiunea hidrostatică viețuitoarele marine? Și vreau să dau un răspuns audio. Viețuitoarele marine sunt puternic influențate de presiunea hidrostatică, de aceea numai anumite viețuitoare pot să trăiască la adâncimi mari. Răspunsul este audio, este înregistrat și pot să trimit acest răspuns. Se trimite răspunsul și... Capsula manometrică coboară în interiorul lichidului. Succes în descifrarea tainelor hidrostatice. Așadar, în modul acesta am prezentat eu un film clasei a 7-a A. Pe măsură ce se derula filmul, am inserat, conform proiectului de lecție pe care mi l-am imaginat, întrebări, exerciții, teme, elevii pot să comunice cu mine în diferite moduri, așadar vă urez succes în derularea lecțiilor în format video.